frate, că am ajuns în sfârșit în Comrat, în Găgăuzia. Și întâi mă uit să văd de bilet pentru mâine și după încep video. Alo, frate. Fa. Bă, au zis ăștia la casă că nu pleacă, ci că nimic mâine spre Cahul. Poate n-a înțeles ce am vrut să zic. Nu știu, bă, frate. Mamă, păi și dacă nu pleacă, dar trebuie să plece, mă, mă uit pe site-ul lor, ăștia stâmpiți la cap. N-are cum, n-au înțeles ce am vrut să zic. Așa. Ideea e că n-am nici cazare aici, trebuie să găsesc o cazare, ceva, un hotel. Și întâi aș vrea să merg în centru să filmez ce e de filmat, pentru că deja nu mai e lumină afară. Am ajuns la ora 4:40, uite că acum s-au aprins astea de Crăciun, fix când am zis. Și bine ați venit în Găgăuzia, în capitala Comrat. Acum din nou întrebarea este la fel și aici, ce este Găgăuzia? La fel ca întrebarea din Transnistria, din celelalte videouri, dacă nu le-ați văzut. Ei bine, Găgăuzia nu este chiar o țară din punct de vedere internațional, pentru că nu face parte din Națiunile Unite. Deci, dacă întreb la nivel internațional, Găgăuzia nu este o țară, pentru că nu face parte din Națiunile Unite. Însă, definiția mea despre o țară nu se bazează pe Națiunile Unite, pentru că sunt multe țări, de exemplu, care nu fac parte din Națiunile Unite și totuși sunt țări, ca și Kosovo, Taiwan și așa mai departe. Acum, eu nu susțin nicio parte politică, însă ce este cert este că Găgăuzia este un teritoriu autonom al Moldovei. Prin autonom eu înțeleg că se conduce singur, de-aia au și președintele lor, femeia aceea, nu știu cum o cheamă, au guvernul lor, au tot. Bine, nu e la fel de... nu sunt la fel de separatiști ca și Transnistria, adică nu au banii lor, nu au numere de matriculare și așa mai departe, dar au autonomie. Și cam ce ar fi Găgăuzia? Ei bine, în 1990, după ce Transnistria au declarat independență față de Moldova, pentru că le era frică că în 1991, când se va dizolva Uniunea Europeană, Uniunea Sovietică, le era frică că Moldova va merge spre unirea cu România, și atunci Transnistria în 1990 a declarat independență. După treaba asta, Găgăuzia a profitat de situație și au declarat și ei independență în 1990. Știind foarte bine că Moldova vor fi ocupați cu conflictul armat din Transnistria, pentru că diferența este că independența cerută în Găgăuzia a fost una inofensivă bazată pe etnie. Practic, aici trăiește un popor, poporul găgăuz. Și practic pe asta se bazează această cerere de autonomie a Găgăuziei. Ei spun practic, noi suntem un alt popor, nu suntem moldoveni, suntem găgăuzi, un popor turcic. Și pe asta se bazează, nu au făcut niciodată un conflict armat ca și Transnistria. Și în 1990, când Transnistria a declarat independență și a început războiul, conflictul armat susținut de Rusia și Ucraina, Moldova, bineînțeles că toată atenția ei a fost înspre Transnistria. Și atunci Găgăuzia a profitat de situație și în 1990 s-a proclamat ca și un stat independent și gata, și-au pus granițele și aia a fost. Ei bine, până în 1992, cum am spus și în videourile trecute, Transnistria a fost în război cu Moldova până în 1992, când conflictul a fost înghețat.
Găgăuzia a fost un stat independent timp de 4 ani, până în 1994, când Moldova, din moment ce conflictul din Transnistria era înghețat, a avut timp să zică, bă, ia să vedem, ce voiau și găgăuzii ăștia aici, ce, că n-am avut timp de voi. Hai să vedem acum. Și în 1994, pentru că conflictul din Transnistria era înghețat și nu mai aveau nimic de împărțit, au venit în Găgăuzia, le-au dat jos granița și tot ce mai aveau ei și în 1994, uitați acolo semnul Comrat, capitala Comrat. Să văd dacă e vreo trecere să traversez. În 1994 am intrat armata moldoveană aici și a zis care-i treaba, ce independență, despre ce vorbiți. Și practic în 1994 Găgăuzia a dispărut ca și stat și a fost integrată în Republica Moldova sub două condiții. Și aici aici e partea interesantă, sub două condiții. Prima condiție este ca teritoriul Găgăuziei să rămână unul autonom în Republica Moldova. De asta și vedeți aici peste tot steagul Republicii Moldova și steagul Găgăuzii. Bun, hai să continuăm spre centru. Deci prima condiție a fost autonomia. Intrăm în Republica Moldova cu voi, într-adevăr, nu mai existăm ca și stat, dar ne oferiți autonomie. Și Republica Moldova le-au oferit-o, adică propriul lor guvern, propriul lor președinție, propria lor economie și așa mai departe. Cam tot ce trebuie să aibă o țară. Singura diferență, ca să înțelegeți, între un teritoriu autonom dintr-o țară și o țară, singura diferență este că țara are un cuvânt la nivel internațional. Asta e singura diferență. În rest, este exact la fel de stat ca și Moldova, Găgăuzia. Singura diferență, și știu că multă lume nu o să fie de acord, dar asta e singura diferență. Practic, Găgăuzia nu are un cuvânt la nivel internațional. Trebuie să vorbească cu Moldova și Moldova vorbește mai departe. Nu. Deci asta este singura diferență, pentru că ca teritoriu autonom tu trebuie să vorbești cu țara de care aparții ca să ai un cuvânt la nivel internațional. Și practic Moldova vorbește pentru că în numele Găgăuziei, cum ar veni. Dar Găgăuzia nu are un loc la masa internațională. La fel ca multe alte țări, cum sunt Scoția sau Țara Galilor sau așa mai departe, care nu au cuvânt la nivel internațional, dar sunt țări. Uitați o mașină cu număr de Bulgaria și o să vorbesc și despre treaba asta cu Bulgaria. Dar momentan am ajuns la faimoasa biserică din Comrat. Pentru că, chiar dacă sunt un popor turcic, găgăuzii, ei au ca și credință creștinismul, da? Deci sunt creștini ortodoxi. Bun. Și a doua condiție a găgăuzii pentru a intra în Republica Moldova a fost garanția de independență a găgăuziei în caz în care Moldova își schimbă statutul de stat. Și treaba asta poate fi interpretată în mai multe feluri, această condiție, însă ce este cert este că conducerea de la Comrat, de aici, de la Găgăuzia, se tot bucură pe faptul că Moldova merge spre unirea cu România, adică pe intenția lui Maia Sandu. Și atunci, dacă Moldova se unește cu România, practic Găgăuzia, prin tratatul semnat, devine independentă din nou. Deci
Odată cu unirea Moldovei de România, Găgăuzia va primi independență. Asta scrie în tratat, cel puțin. Acum, după cum am zis... Paolo, gata, frate, am găsit cazare până la urmă. Am fost în altă parte unde plănuiam să merg și era șantier, era un lucru, nu știu ce se întâmpla acolo, era închis. Mă rog, în fine, am venit la planul B, care era planul B pentru că eu știam, după booking, că aici este... ai camera privată, dar baia e pe hol public și de asta era planul B. Dar uite că am venit aici și chiar e frumos și am și baia mea. Nu împarți baia cu nimeni și chiar arată top, arată top. Top arată. Era să un pic astătut, dar nu știu, încercai ceva, dar arată bine în rest. Zici că ești în Turcia. Nici chiar, dar se vede tentativa. Ei au stilul ăsta turcesc și jos la recepție era un ceas pentru Comrat, pentru Găgăuzia, și un ceas pentru Istanbul. Pentru că au o relație foarte bună Turcia și Găgăuzia. Acum câțiva ani Turcia a sponsorizat Găgăuzia și le-au cumpărat autobuze. Deci tot orașul e plin de autobuze moderne turcești, cumpărate cu banii Turciei pentru Găgăuzia, donație. Și un pat, mai avea o cameră cu pat dublu, dar am zis că n-are rost dacă l-are pe ăsta. Și are și balcon. Aia cu pat dublu n-avea balcon. Nu era cu mult mai scump, era cu vreo... Deci ăsta a fost 570, care vine... cât vine, frate? 140 de lei, cam scumpicel. Cam scump a fost, 140 de lei și aia venea vreo 160 de lei, cam așa, cu pat dublu. Cine v-a mai încuiat? Așa, balcon. Balconul nu e separat, dar oricum nu cred că o să fie mulți oameni cazați. Ies aici, îmi pun scaunul ăsta, cam și un scaun și pot să stau. Dar oricum e frig, nu stă nimeni pe balcon. Așa, mă rog, altă chestie, am vorbit cu doamna de la recepție, în ce ne înțelegeam noi acolo, vorbea găgăuză, vorbea rusă, numai română nu vorbea. Mi-a pus aici numărul de telefon de la autogară de aici din Comrat, sau nu știu dacă e de la autogară, mă rog, de la cine cunoștea mașini, și mi-a scris, fiți atenți cum a scris autogară, H, a zis că vrea ea să scrie cu litere latine, Hfto Voxal. Asta trebuie să fie autogară. Mă rog. Autovoxal. Și a vorbit și mi-a zis că la 7 sau 7.30 sau 8 sau 8.20 pleacă. Și așa știam și eu după net. Deci așa știam și eu. Nesimțiții aia la gară mi-au zis că nu pleacă nimic, ca mâine, nimic, nimic. Mă și sperea să ziceam, bă, ce naiba, mă, rămân pe aici. Că eu am și... am autocar plătit deja din Cahul spre București. Deci din Cahul plec direct spre București, deja plătit, rezervat. Și trebuie să ajung mâine în Cahul, neapărat. De asta mă speria să ia la gară că nu pleacă nimic spre Cahul. N-are cum să nu plece, frate. Dar uite, vedeți, e dimineața, rode tot 7, 7, 20, 8, 8, 20. Văd eu. Văd. Acum mai stau un pic, mai încarc și camera și telefonul, că nu mai am baterie și... Și mă duc să luăm ceva de mâncare, un kebab, să vedem dacă se pricep. A? Istanbul sau Comrat? Cine face kebabul mai bun? Ia să vedem. Cine știe? Și televizor, aer condiționat. Da, deci să vedem. Ia uitați și carabinierii. Sau jandarmii, pe românește. Și acum mergem în căutarea la un kebab, să vedem. Cum o fi kebabul în Găgăuzia? Se apropie de Istanbul sau nu? Un lucru amuzant pe care mulți sigur nu-l știți și nici eu nu l-am știut, acum mi-am dat seama de treaba asta, este că cu mulți moldoveni își iau
pașaportul românesc pentru a lucra în Uniunea Europeană. La fel, tot din Moldova, mulți găgăuzi își iau pașaportul bulgăresc pentru a lucra în Uniunea Europeană. Dacă greșesc, să mă corectați în comentarii, dar așa îmi dă impresia. Văd prea multe mașini cu număr de Bulgaria. Încep să am impresia că pleacă de aici, în Bulgaria, mulți găgăuzi își iau pașaport prin rădăcinile lor și se duc în Europa să lucreze. Și e cam ciudat că, vezi, totuși sunt sponsorizați de Turcia, chiar dacă nu au nicio treabă cu Turcia. Printre teoriile lor cele mai principale nu ar fi că vin din Turcia ei ca și popor. Cel mai probabil e Bulgaria sau o altă țară balcanică sau înspre Caucas, pe partea cealaltă a Mării Negre. Să fi venit de undeva din Azerbaijan sau chiar mai departe, Kazakhstan, zona aia de acolo. Acum ei o joacă cum vor ei, vedeți? Cred că o joacă cum vor ei, se dau și bulgarii și au și pașaportul bulgăresc și e foarte bine, bravo lor, na. Se duc la muncă până la urmă. Nu e nimic greșit în asta. Aici nu știu ce s-a întâmplat, accident ceva, vă și poliția. Ar mai fi cam două atracții de văzut. Statuia lui Lenin, care cică ar fi vis-a-vis de biserică, unde am fost deja. Dar n-am văzut nicio statuie. Și mai e o alee, care e aleea centrală, ceva de genul. Aleea pietonală, principală, foarte frumoasă, nu știu ce. Merg acum la statuia asta. Care cred că e chiar, a, uite mă, acolo. Cred că e în față la primărie. Găgăuz Ierin, care e a doua denumire, Găgăuzia sau Găgăuz Ierin. Bacanic, Comiteti, Halk, Toplușu. Orice ar însemna. Aici din nou steagul Moldovei și steagul Găgăuzii. Într-un fel putem să comparăm Găgăuzia cu Ținutul Secuiesc. Cam aceeași chestie este. Doar că la noi nu. Adică au avut și la noi autonomie și cred că tot vreo 4 ani au avut autonomie. Prin anii 50, dacă nu mă înșel, am ajuns și la statuia lui Lenin. Lenin, mult iubit și aici, în Găgăuzia, la fel ca și în Transnistria. Da, și la noi în România mi se pare că au avut independență timp de vreo 4 ani, prin anii 50, Ținutul Secuiesc. A fost ceva proiect și după a intervenit armata, a încheiat totul direct, nu mai aveți voie, nu există așa ceva. Însă nu putem să comparăm România cu Moldova. Vă dați seama că Moldova, fiind o putere mult mai slabă decât România, nu are nici conexiuni. Noi, România, suntem partenerul principal al Moldovei. Noi îi susținem cel mai mult. În rest, vă dați seama și după războiul din Transnistria, devastați, au pierdut un război împotriva, până la urmă, a Ucrainei și a Rusiei, da? Adică au fost implicați în războiul din Transnistria. După o asemenea pierdere, nici nu au mai avut tentație să facă vreo intervenție militară în Găgăuzia, să scoată autonomia și așa mai departe. Au lăsat așa, au zis, bine, hai, autonomie, sunteți poporul vostru. Bine, acum, să fiu sincer, la cazare mi s-a vorbit în rusă, la autogară la fel, nu m-au înțeles, mi-au zis că nu mai sunt bilete, când de fapt sunt. Nu prea vorbește nimeni, sau poate aia era găgăuza, limba aia, nu știu dacă era rusă sau găgăuză, pentru că am înțeles că se aseamănă, e ceva similar. Poate că găgăuzia chiar este o zonă cu o etnie diferită total, pentru că în Ținutul Secuiesc nu e o etnie diferită total. Este, dar sunt și români acolo, mulți. Poate aici chiar nu sunt moldoveni. Nu știu care e situația, habar n-am. Nici nu mă bag, nu mă privește pe mine treaba asta.
uite că ziceam că nu vorbește nimeni nici română. Un domn mânca o șaorma și l-a întrebat unde și-a cumpărat și mi-a zis acolo 50 de metri pe dreapta. Deci se vorbește și român aici. Nu sunt doar găgăuzi. Sau poate era găgăuzi și știe mai multe limbi. A, uite mă că am trecut pe lângă el cât timp vorbeam. Tima Kebab. Deschis până la 10. Păi atunci mă duc până la aleea aia și după venim aici. Haideți că am găsit și aleea. Deci asta este aleea Slavii. M-am uitat să văd cum se numește, aleea Slavii. Aici cred că e piața centrală. Chiar îmi pare rău că filmez noaptea. Chiar îmi pare rău, dar n-am avut ce să fac. Chiar am ajuns foarte bine că am plecat la 2, am plecat la 2. Deci la ora 14 am plecat din Pender. Și am ajuns aici la ora 4:30. Am ajuns foarte bine pentru că oficial pe site-ul Autogări Moldova, singurul oficial care ar fi venit spre Comrat ar fi ajuns aici la ora 9 seara. Deci acum e ora 6:30 și deja mi-am făcut și cazarea, am și ajuns și mă o să-mi iau să mănânc. Vă dați seama, dacă aș fi ajuns la 9 ar fi fost haos. Și uite, cred că asta e alea Slavii. Cred că e o alee cu slavi. Maria Marunevici. Probabil, a, uite, Alexandru Pușkin. A, și uite cum arată marble din asta, marmură din asta. Zici că e, cum îi zice, steaua aia de la Hollywood. De are fiecare câte o stea. Varianta slavă. Mihail Kminescu. Aici probabil că erau fântâni, care nu sunt. Universitatea Comrat. Comrat Devlet Universiteti. Dimitri Gara Cioban? Cred că îl cheamă Cioban. Baboglu. Asta zici că e Donald Trump. Dionis Tanasoglu. Gavril Gaidarci. Acum eu nu vreau să luați în serios ce vorbesc eu aici, mai și glumesc. Să nu credeți că fac mișto de poporul găgăuz sau așa mai departe. N-am nimic cu ei. Că până la urmă a venit să viziteze aici. Cine naiba vine să viziteze găgăuzia? Din câți travel vloggeri urmăresc eu, niciunul n-a venit să viziteze găgăuzia, frate. Deci niciunul. Nici român, nici din străinătate. Și chiar mă întrebam, bă, de ce nu vine nimeni să viziteze găgăuzia? Adică veniți în Moldova, vedeți Chișinău. Vă duceți în Transnistria, vedeți Tiraspol, capitale, da? De ce nu vedeți și a treia capitală? Comrat. Capitala Găgăuziei. Nu? Poate că nu. Până la urmă nu e nimic aici. Adică mai mult case. Sincer, nu, e greu să-l numești oraș. Orășel, așa. Nici sat nu e. Dar oraș clar nu e. E mai mult un town, cum zice în engleză town. Deci nici village, nici city. Nici village, adică sat, nici city, oraș. E la mijloc, e un town. Small town. Asta a fost și alea. Era frumos să fie luminați, cu o stea, cu din alea, fiecare să aibă un LED, ceva pe lângă. Suleiman Demirel. Nu știu dacă era și el slav, după nume. Și normal aș mai fi avut două atracții de văzut. Una este Monumentul Slav. Asta este Aleea Slav, e și Monumentul Slav. Mai departe, peste câteva străzi, pe mai departe de cazarea mea. Nu știu dacă merg să-l văd, nu prea cred. Adică la cum se prezintă aleea centrală, până la urmă, asta ar trebui să fie aleea centrală, cel mai interesant lucru de aici, fix în centru, aici se plimbă lumea seara, nici măcar nu e luminat. Și mai aveam un lucru de văzut, care e la ieșirea din oraș, două lucruri de văzut la ieșirea din oraș, una era semnul Găgăuzia, cu steagul lor și steagul Moldovei, care l-am filmat din mașină, nu prea s-a văzut bine, dar l-am filmat, n-aveam ce să fac, e la vreo 15 km la ieșire din Comrat. Și mai e încă un monument la o altă ieșire din Comrat, pe lângă care n-am trecut și e prea departe să mă duc, cu brigada 36-a generalului
nu știu cum, Nicolaev sau ceva de genul. Și aici din nou biserica. Și hai să îmi iau ceva de mâncare și mă întorc la cazare până la urmă. Nu prea ai ce să vezi pe aici. Hai că am luat și kebabul. Frate, zero română, zero engleză, zero tot. Nimic, da, nimic. Nici pe română, nici pe engleză. Vreau și cartofi, nu mi-a zis că au meniu, după aia am zis dacă îmi pune meniu nu înțelegea. Acum ce să zic, m-a costat 100 de dăștea, nu, 115 de lei moldovenești, 55, 20 și... Bă, vreo 30 de lei așa aproape. Bine, dar mi-am luat și o șaurma și niște crispy. Crispy de backup, în caz că e praf. Și hai că mă duc la cazare și vedem acolo. Bă, dar chiar așa, bă, zero română, bă, nu vine să cream, frate. Acum sunt pe final de călătorie. Mâine plec spre București și evaluez ce cam cum a fost toată treaba asta în Moldova. Bă, și stau și mă gândesc, bă, așa, bă, zero română, mă, în tineret, adică tinerii nu știu română. Cum naiba, mă? Te-ai gândit că bătrânii nu știu română, că au prins Uniunea Sovietică, vorbesc rusă, au fost rusificați sau eu mai știu ce alte chestii. Te-ai aștepta acum Moldova cu limba oficială română? Copiii să știe limba română, dar nu știu, frate, știu bătrânii. Dar nu știu de ce știu bătrânii. Probabil că bătrânii știu pentru că la rând mamele lor sau părinții lor la populația în vârstă, părinții lor vorbeau română, probabil, și au învățat și de la părinți, chiar dacă era Uniunea Sovietică. Și copiii nu știu română, n-ai ba știe de ce cu Igor Toton, cu nebunul ăla, poate de-aia, că a scos limba moldovenească, nu mai exista limba română oficial, era nebun frate ăla. Era nebun președintele ăla. Adică cum să negi că se vorbește limba română aici când... Hai că mi s-a închis și camera la cât de frig e afară. S-a oprit direct, vorbeam și eu ceva acolo și s-a oprit camera. Filmez cu telefonul acum. Bă, mâncarea aici e chiar foarte bună, deci șaurma asta chiar e foarte bună. Și crispy-ul e bun, cu o grămadă de sos, a curs pun pungă pe acolo, mă rog, dar e bun. Chiar e bun. Crispy-ul nu e la fel de bun ca ăla din Tiraspol, ăla era mult mai bun. Dar șaurma chiar e ce trebuie. Și are și alte chestii, gen morcov, castravete, de-astea mai fresh în el. Nu prea punem noi așa. Și e și pe grill după făcut, chiar ca lumea. Chiar bun.